Sunt blocase videoclipul. Acum, pe intrarea 1 de la osciloscop am intrarea plăcii de bază, deci tensiunea cea mai mică, care este aici. Pe intrarea 2 am ce iese din amplificator, deci tensiunea cea mare. Nu am prea multă voce, nu știu ce mă dare gâtul. Și cum să-i dăm... Deci, 9 din metru, crește și aici pentru că este intrare. Deci avem semnal. Am calibrat și pe program cât de cât. Ia să vedem dacă se poate vedea așa. Deci aici ne dă 6,74, pe program e mai rapid. Deci uite, mă joc pe el, e mult mai rapid răspunsul față de osciloscop. Avem și pe multimetru. Și să-i dăm un mic test, să vedem cât e de precis. Deci sus avem intrarea plăcii de bază, câțiva milivolți. Dat în distorsiune. Iată. Să dăm aici mai multă precizie, să vedem mai mult poate încă de asta. Stai mai stabil. Osciloscopul. Programul, fiind mai rapid, reușește să captureze fluctuațiile din stații. Îi dăm distorsiune. Creștere de volți. Aici nu mai recunoaște. 30 de volți. Nu recunoaște în cauza de asta. Ia să vedem așa. Se încinge și rezistența. Ok. Din păcate nu putem să măsurăm prea multe că avem limita de la placa de bază. Să dăm 100 de Hz. Să vedem cum răspunde. Generator. 1000. 100. Ia să vedem. Ok. Trebuie. Stai să închid un pic fereastra. Stai așa. Avem distorsiune. Ia să vedem adevărat. Da. 25 de volt, 26. 26.